Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Supporter Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare băbăiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre steluța secretă din săptămâna cu numărul 5. În primul rând trebuie să mergem aici la challenges, adică la misiuni, după care la weekly, și aici vedem că a apărut week 5 astăzi. Din păcate fac videoclipul acesta cam târziu, dar oricum nu toți ați terminat week-ul, deci este un videoclip foarte potrivit. Vedem aici că este week 5, eu am 0%, dar dacă voi aveți 100%, cu siguranță ați primit un loading screen de care nu știți, pentru că nu primiți o notificare. Și dacă vă duceți la locker, după care aici la loading screen-uri jos, și puteți vă duceți aici că o să vă arate, sau dacă nu stați aici și vedeți că este un loading screen pe care scrie hashtag 5. Este mai exact ca și acesta de aici, vedeți că scrie hashtag 1 pentru că este din prima săptămână, dar voi o să primiți un loading screen din a 5-a săptămână pe care scrie hashtag 5, iar loading screen-ul acesta este mai exact acesta din acest screen și ar vedeți voi că este un skin destul de interesant. Este unul care va apărea pe shop probabil, iar în dreapta vedem că este un fel de bară, cred că sunt acele turbine de vânt, nu sunt sigur, adică slipstream. Vedem în dreapta pe linia aia mai mov așa, că scrie B2, B3, C2 și C3, pentru că sunt niște coordonate, mai exact 4 coordonate, iar în mijlocul la aceste 4 coordonate se află și steluța asta secretă. Deci hai să intrăm în joc și să vă arăt unde se află această locație mai exact. Pentru a găsi această steluță va trebuie să ne apropiem de Haunted Hills, după care ne uităm aici la B și la C, adică la coordonate, și ne uităm și la numerele 2 și 3, iar dacă ne uităm, este mai exact undeva aici. Punem și noi un checkpoint, vedeți că în mijlocul la B și C și în mijlocul la 2 și 3, pentru că sunt B2, B3 și C2, C3. Și dacă ne ducem în mijlocul la aceste 4 coordonate, vedem aici că este o pată pe pământ, adică unde nu se află iarba. Iar fix aici, în această locație care este în Haunted Hills sau la castelul acesta de la Haunted Hills, se află și această steluță secretă. Deci cel mai bine este să vă uitați după coordonate, adică B2, B3, C2 și C3. Puneți și voi aici un checkpoint cum am pus eu și vedeți că locația este mai exact aici și observați această pată. Iar după ce ați colectat această steluță și ați ieșit și din joc, o să primiți, mi se pare că jumătate de nivel în Battle Pass. Ori primiți 5 steluțe, ori 10, nu sunt sigur, mi se pare că jumătate de nivel în Battle Pass. Dar da, băbăiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!